Salut! Cred că nu vă surprinde titlul, nu? Dați eu contescriptum. Mă întorc puțin la Vișinescu, comandantul ăla de pușcărie. Vedeți link-ul ăla, nu dumneavoastră să faceți numai reclamații, de acolo puteți ajunge la alte trei link-uri. Efectul Lucifer, testează obiedența și plăcerea când torturează. Părerea mea despre Vișinescu, că a fost un om obișnuit care doar și-a făcut treaba, ca așa crede el. Suspectez că inițial nici n-a fost membru PCR. Foarte târziu fi ajuns membru PCR, după ce a ajuns în vreo direcție de asta mare. Prea mulți sunt în situația asta în care este el. Nu într-o formă așa de dură, cum a făcut el. Și asta e și motivul că nu se ia nicio măsură contra lui sau alții de această categorie. Un exemplu mic. Am ajuns la București, în vizită la bunicii mei, și era mic de tot. Și m-a luat bunicul la plimbare și a zis, hai să-ți arăt casa mea. Și am mers pe o stradă frumoasă, în care era o casă cu etaj. Și chiar de la colțul străzii zice, uite, aia a fost casa mea. Ne-am mai apropiat puțin și a apărut, s-au țâșnit din curte de acolo, vreo 2 sau 3. Și au început să ia de bunicul meu. Ce caut acolo? Știți cine era ăia? Chiriașii. Oameni harnici și muncitori care primiseră casa. Fiecare stătea mai înghesuit așa într-o cameră, două. Ca să nu zic când a plecat bunicul acolo, a lăsat toată mobila. Deci ăștia aveau și mobila lui. Cu ce sunt ăștia mai nevinovați decât Vișinescu? Sau alt amănunt. La Gostavă îți mai poveste maică mea. Că atunci când l-a luat pământul, au venit vreo 10 țărani, semn de independență, au rămas cu căciulele pe cap și a zis, aveți o oră să plecați de aici. Cine era ăia? Foștii colegi de-a data lui taică meu. Ei nu sunt vinovați? Și când tata a citit în lege acolo și l-a spus, doamne, noi am lucrat pământul ăsta. I-a arătat un articol din lege care spune că trebuie să locuiești acolo. Ori zice, dumneavoastră aveți buletin de București, nu de Gostavă Țu. Și așa era. Problema care era? Niciunul din țăranii din Gostavă Țu nu avea buletin deloc. Nici de Gostavă Țu măcar. Cu ce se deosebesc ăștia de Vișinescu? Nu au avut așa posibilitate ca să dea pumn și picioare în cap. Că dacă aveau, tăteau. Reamintesc, 16-18 august, memorialul Popescu Colibaș Dumitru. Și să trec la body. În primul rând, primul link acolo, chiar așa se intitulează link greșit, așa cum mandă, toți cormonind l-aștea pe site, Brașov City, am descoperit că pe pagina de gardă era uitat de vreo 2 ani de zile un link. Și plin de atenție și de condescendență l-am atras atenția. Rezultatul, mai jos se vede o captură, cum arăta pagina cu link-ul ăla defect, iar după aia că s-a reparat. Datorită lui Popescu Colibaș Dan. Sunt tare, domne! Ce ușor devin omul fericit. Mi-am trecut și la realizare. Am un folder acolo care se numește realizare. Iar acum, celălalt link,
reclamație. Ți-am dat eu în ciornă, e acum am reușit ca să și obțin număr de la registratura. Deci este oficial. De ce n-au vrut să-i dea număr? Păi citiți-o. Că le dau un cartof fierbinte și nu vreau ce să-i facă. Sunt încântat. Noroc că am rezolvat-o cu mandă, că n-au vrut inițial să înregistreze și atunci am găsit în altă parte posibilitatea ca să depui o cerere. Și așa s-a, care e în mod automat, îți dătea și un număr de înregistrare la registratura. De ce la mine nu pot apărea figuri de asta cum e linkul ăla greșit? Păi eu când pigulesc ceva pe blogul meu, lângă mine sunt încă 11 membri ai echipei. E chiar sus de tot, spune, ca să nu fiu papagal, citiți întâi aici. Hei, dați click acolo. Și o să vedeți pe în câte roluri am eu când lucrez pe blogul ăsta. Și există o bună înțelegere în toți membrii echipei și de-aia nu apare asemenea minuni. Că mai apar și la mine scame. Recunosc. Nu sunt perfect. Că pe undeva se simte influența, cum e cazul ăsta cu reclamațiile astea, mă stresează. Îmi scade posibilitatea de a lucra. Apropo, vedeți, la album 3 am mai pus două găselnețe de ale mele, la nivelul meu mini-tehnicos. Asta a fost ce am avut de zis. Sunt bucuros. Normal, când trebuie să aștept 30 de zile. Aici o să tragă de ele la disperare. Și ce am eu de gând să fac acum? Nu știți? Păi vă spun eu, o reclamație. Numărul 6. Din cauza că... Stați puțin să deschid pagina. Va fi petiția numărul 6. Pe o pagină la ei scrie așa: CIC Brașov. E chiar pagina lui CIC Brașov. Scopul lui CIC, Centrul Informare Cetățeni, pentru cei care încă nu cunosc. Bla 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 bla. Virgulă, în stimularea participării cetățenești la luarea deciziilor împreună cu administrația publică locală. Păi, ca să punem în practică nașterea comportamentului ăsta pentru relație cu publicul, o să trebuiască să iau o decizie. Ei, eu mă sacrific să particip la luarea deciziilor. Că eu zic că reprezint pe cetățenii beneficiarii acestui compartiment. Deci mă ofer pe post de beta tester, cum se spune. Și eu bănuiesc, n-am date concrete, dar bănuiesc că sunt cel mai vocal cetățean online și pot să-i reprezint pe colegii mei cetățeni care excelează prin tăcere. Deci acum mai postez încă o petiție, nu reclamație, în acest sens. Ca să nu sară cineva la cap, cum mi-a reproșat un tâmpit. Că eu fac numai reclamații. Intrați pe link-ul ăla și vedeți că reclamația e un drept constituțional și eu profit de el. Că deranjează? Păi deranjează. Cum extrag de acolo? Să regășește peste tot câte un fiu al unui nimeni care se casără pe un scaun și după ce se dezmeticește, se comportă ca pe tronul din fundul grădinii, trăgând vânturi în toate părțile. Asta e părerea mea care o am și despre salariații ăștia care mi-au răspuns cum mi-au răspuns.
De asta s-au comportat în halul ăsta. Că erau pe tron. Chinion. Mă culc de vreme, fiindcă trebuie să mă scol foarte de vreme, că mâine am o treabă. E prima dată când fac lucrul ăsta după vreo 15 ani. Și sunt cam morcovit. Țineți-mi pumnii. Ai ceva de zis? Nu. Urarea mea tradițională. Vă pup. Toate bune. Și țineți-mi pumnii.